În cursul zilei de mâine, vremea nu se va modifica esențial, temperatura la Giurgiu înregistrând o minimă de 0 grade Celsius, iar maxima situându-se către 11 grade cu plus. Cerul, ușor înnorat, ar putea favoriza precipitații slabe, în timp ce vântul va bate cu aproximativ 16 km pe oră din direcția vest-sud-vest. În noaptea de joi spre vineri este posibilă apariția ceții, ce mai târziu se va risipi. În principalele localități din județul nostru se vor înregistra următoarele valori termice. Giurgiu 11 grade Celsius, Mihăilești și Bolintin 9 grade, Călugăreni 7, Hotarele și Izvoarele 10 și Comana 8 grade Celsius. Presiunea atmosferică va atinge 756 mm coloană de mercur, în timp ce umiditatea se va situa în jurul la 40%. Apele Dunării, în creștere la Giurgiu cu 25 până la 35 de centimetri, vor atinge cota de 135 de centimetri.